Ca de obicei, în fiecare an, la începutul anului, derulăm o acțiune destinată strict legumicultorilor, pentru că e parte din programul nostru, din proiectul nostru legat de piața volantă și face parte, bineînțeles, și din atribuțiile pe care le avem noi ca și direcția agricolă. Ne place să credem că, procedând de această manieră, toată vara vom mânca legume mai sănătoase în piața volantă. Acesta este motivul principal al demersului și un altul mai important decât acesta este cel legat de promovarea programului național Tomata. Anul acesta cu ceva modificări, strict doar tomată, fără alte culturi. Un accent important vom pune în această sesiune de lucru pe activitatea derulată de colegii noștri de la Oficiul Județean Fitosanitar, care vor fi și ei prezenți în sală și care ne vor da informațiile necesare astfel încât în toamnă, când vom face plățile pentru programul Tomata, să nu întâmpinăm niciun fel de impedimente. Este știut faptul că lucrul acesta ar trebui să-l știe și consumatorii, producătorii de legume, cel puțin cei care sunt în programul Tomata, sunt obligați să țină un registru al activităților agricole, au obligativitatea să prezinte niște probe, iar colegii de la fitosanitar le vor spune exact modalitatea și felul în care se va derula această activitate, astfel încât noi să putem plăti fără impedimente programul Tomata. Ne luăm după timp, că nu știi cum acționează vremea, că vremea cam dă de furcă. O parte noi punem, dar nu mai convine cu prețul la motorină și la combustibil și la lemne, nu mai convine să cheltuim grămadă de bani. Dacă timpul va fi favorabil pentru cultura de tomate, eu am semănat o parte de tomate, urmează să mai semăn. Câți ari sau cum? Ce suprafață? Cam 11 ari de tomate, 1100 de metri pătrați de tomate. Colaborez cu toate firmele, eu cei mai buni, și sortez cei mai buni, inclusiv cu banca de gen de la Buzău, că au niște sortimente noi de produse românești, de soieri, de roșii românești, și să le încerc anul să văd cum merge. În afară de Siriana mai au o Buzău 1600 și cu companiile eslante care au venit, care aduc inputuri în România. Și sperăm că va fi bine, dar e bună, doamna Claudia Gogu e interesată să aducă companii ca să conștientizeze oamenii, poate le vine prin gând să apuce de treabă, în special tineretul. Dacă s-ar apuca de treabă tineretul și-ar cultiva toți absolut, nu ar mai fi nevoie să mergem pe la supermarket să luăm produsele lor aduse din afară. Sunt mai mulți. Mă uitam la televizor acum când în județul Galați, la Matca, unii cultivă multe roșii, le-au dărâmat solarele. Oamenii sunt foarte năcăjiți. Acum nu mai au posibilitate să le facă. Pe noi în nord aici ne oferă Dumnezeu, dar după cum se anunță minus 20 grade, trebuie să e o cheltuială în plus. Pornim turnul de căldură cu motorină, sobi cu lemne, asta e cheltuială foarte mare și când trage linie nu prea rămâne cu nimica. E bine că doamna Gog, directoarea Direcției Agricole Suceava, nu s-a implicat nimeni până acum ca să fie alături de fermieri. Am făcut două evenimente, au participat la mine la evenimente, la Dumbrăveni, la ferma la Dumbrăveni, e lângă fermieri. Atâta poate face, dar e bun că poate face și asta, se încurajează pe fermieri, se poate veni în sprijinul lor, în special ăștia tineri, poate să ar apuca să vii înapoi din afară să facem ceva în țara asta, să rămâi ceva în urmă. Pe ministrul Daia l-am văzut la târg, poate vine și la dumneavoastră. Pe ministrul Daia am vorbit cu el personal și a spus că îmi face o vizită. Am o aștept, acum nu are și vedea, dar l-aștept cu mare drag. La vară, poate. Că eu mă cunosc cu el și să-i fac cu invitație. Lui poate veni odată cu domnul doctor vânătorul la mine și cu academicianul Victor Lăcătușu. Așa mi-o promis că vine. Dar eu la știu cum mai drag să explic. Deci un om în vârstă face agricultură performantă și tineretul cam stă pe margine. Asta, să ridice care au mânci picioare să treacă la treabă. Asta e problema mea. Că dacă ar munci toți absolut cum muncesc eu, România ar fi din nota 1, nu de 10, de 11.
Avem produse prietenoase cu mediul, cum ar fi Nanota, care este un insecticid de contact care nu are remanență, insecta nu dezvoltă rezistență la substanța respectivă, printre care mai avem și Enfertul, care e un produs, un îngrășământ care are acțiune fungică, ajută la combaterea fuzariozei, verticillium, sclerotinia, botitris, cu acțiunea pe care o are el. Afecțiuni diverse pentru diverse plante. Da, afecțiuni diverse, pentru, în special legumicole, da, pentru că pe cultura mare aceste viroze sunt ținute sub control prin rotația culturii. La legume este nevoie de o perioadă mai îndelungată, ca să zic așa. Mai ales pentru solurile care comportă culturi experimentale. Da, exact. Exact în zona aceasta, pentru culturi experimentale. De asemenea, Enfertul acesta aduce și un aport de îngrășământ. În momentul în care sunt blocate anumite substanțe, cum ar fi azot, fosfor și potasiu, ajută să elibereze, să facă accesibil către plante substanțele respective care sunt blocate în sol. Unde vă găsește lumea dacă e să vă solicite ceva? Păi ne găsește pe Facebook, Malagro România, și ne mai găsește pe www.malagro.ro. De asemenea, avem și farmacii cu care colaborăm, farmacii parteneri în toate regiunile țării, în toate județele. Fitosanit? Da, fitofarmacii, scuze. Da, avem colaboratori, colaborăm în principal cu fitofarmaciile și direcționăm fermierii către fitofarmaciile partenere. În cadrul asociației pe care o reprezint, avem în momentul de față undeva la 11.000 de hectare certificate ecologic la nivel național. De asemenea, am fost implicați în derularea diferitelor proiecte naționale, europene și internaționale. Chiar unul dintre proiectele pe care noi le-am terminat și am fost parteneri a fost LIPSIDU, în care am lansat în site-ul Ministerului baza de date a semințelor certificate ecologic pentru fermierii care încep în agricultura ecologică. Agricultura durabilă, de fapt, se referă la o agricultură ecologică pe o întindere mai mare, pe o regiune, pe o zonă, pe o țară. De aceea și denumirea noastră, noi am ales-o de agricultură durabilă când am înființat această asociație. Despre agricultura ecologică din județul Suceava, nu pot să spun decât că sunt onorat că am venit astăzi aici să cunosc fermierii din legumicultură, care este posibil să-și dorească să intre în agricultura ecologică, având în vedere avantajele pe care le, financiare pe care le vor primi prin accesarea măsurilor prezentate în această întâlnire din cadrul PNS-ului. Așa cum am spus, acum 25 de ani când am început agricultura ecologică, ne chinuiam cu forță de muncă la prășit, făceam noi ceaiuri de urzică, ori acum la acest eveniment sunt invitate și firme care au soluții pentru combaterea dăunătorilor și bolilor în sistem ecologic. Deci clar este mult mai ușor acum să faci o agricultură ecologică performantă chiar, cu producție apropiată de cea din convențional. România, prin Ministerul Agriculturii, s-a angajat față de Comisia Europeană să respecte o serie de obiective, măsuri și calendar. Ca și obiective, avem instruirea și certificarea utilizatorilor profesioniști. Da? Ce scop au? Reducerea rezidurilor de pesticide din produsele vegetale, reducerea poluării. Da? Toate aceste instruiri, deci sunt calendare, noi facem raportări la comisie privind aceste instruiri, sunt obligatorii pentru toți fermierii care în activitatea lor profesională utilizează produse de protecție a plantelor. Mandatul nostru este de conservare a patrimoniului fitogenetic național, deci toate plantele care se mulțesc pe cale sexuală, prin ajutorul poreștilor. Deci noi conservăm în condiții controlate de mediu toate speciile de plante, atât agricole, domestice, cât și cele din flora spontană.
Acum să revin la subiectul acestei zile. Bineînțeles, conservăm și semințele bune. Mi-ar fi plăcut foarte mult să fie și în județul Suceava, dar poate există, că nu sunt foarte informată în această zonă, fermele cu micule bio sau organice. Și aici putem vorbi și de acele tratamente care spuneam domnul fermier. Aici este altă zonă, e o nișă mai îngustă, dar care produce, într-adevăr, fructe, legume, care se încadrează în zona organică sau bio, acum cum le găsiți în supermarket. Poate, din păcate, la noi în țară, cred că nu este foarte dezvoltată, multe se importă din afară, din Uniunea Europeană. Și atunci când vorbim de agricultura organică, se recomandă folosirea acestor populații locale. Noi, ce avem conservat în bancă, avem doar varietăți tradiționale, populații locale, de legume, vorbim aici de tomate, avem o varietate foarte mare, putem ajuta pe oricine să nu se vândă, să își producă propriile semințe.